împreună imaginile în direct. În câteva momente vom vedea cu toții sicriul în care se află trupul neînsuflețit al pilotului, care a încetat din viață luni seară în urma unui accident aviatic. Radu Stroie și-a dat demisie mult prea puțin, deci el are răspundere până la urmă penală și pecuniară și numai el, și ceilalți pentru ceea ce s-a întâmplat. Mergem acum la colega mea. Imaginile sunt în direct de la Biserica Sfântul Ilie din capitală. Chiar acum sicriul cu Adrian Iovan va fi scos. Aplauze din partea celor prezenți la Biserica Sfântul Ilie. Sunt și salvatorii prezenți, îi putem vedea în imagini. Sunt primii oameni care au ajuns în Munții Apuseni și au recuperat pe cei 5. Din păcate, pentru 2 nu s-a mai putut face nimic. Thank you.
Urmărim împreună imagini în direct. Aceștia sunt sătenii, sunt moții care au reușit să salveze 5 oameni din cei 7 în urma acestui tragic accident aviatic. Urmărim chiar acum în imagini pe omul care a ajuns primul la fața locului. A fost și ieri la înmormântarea Aurei, este și azi prezent. Un sentiment de regret citesc pe figura lui, pentru că n-a putut face mai mult decât s-a putut. Vă rog, Doamne! Rafiile, desenele epocii, Horea așa arăta. Da. Și ce a jucat și Ovidiu Moldovan, tot în zona asta mă duce. Vreau să vă spun că eu când i-am văzut, atunci de-abia am început să plâng, pentru că acești oameni atât de cinstiți cu propria lor misiune pe pământ au făcut ce n-au făcut alții. Și ei au venit aici ca să-și ducă treaba până la capăt. Asta au făcut. Eram sigură că o să vină să-l conducă, să-și îngroape omul salvat. Ultimele cuvinte ale lui Adrian Iovan au fost următoarele. Orice călătorie cu avionul sau cu vaporul îți poate scurta viața cu câțiva ani. Din nefericire, a avut dreptate. Vorbele s-au dovedit a fi adevărate. Așa este, din păcate. Vedeți dumneavoastră, și cei mai expuși sunt piloții, cei mai expuși sunt și minierii. De ce vă spun că eu am lucrat în mină și în mină spui noroc bun când intri în mină, fiindcă nu mai știi dacă mai ieși. Așa este și cu piloții. Ei știu când decolează cu avionul, dar nu știu dacă o să mai întoarcă la sol. Eu m-am întâlnit aseară cu cei trei eroi, cei trei săteni care, în urma semnalului pe care l-ați dat dumneavoastră presa și dumneavoastră ați contribuit la salvarea acelor cinci medici, fiindcă ați dat semnalul, ați vorbit în fiecare moment despre acea tragedie și acei săteni, împreună cu Gheorghe Trif, pe care l-am văzut în imagine acum, îmi spuneau că la dumneavoastră au aflat de la presă că s-a întâmplat acea catastrofă și au plecat să-i caute pe supraviețuitori. Deci și dumneavoastră aveți un merit în salvarea acestor oameni, la fel ca și domnul Trif și ceilalți colegi ai domniei Vreau să întreb pe doamna Deleanu, apropo de acești oameni. Să vă spun ce mi-au spus ei. Zice, domne, noi nu avem din ce trăi, noi nu avem niciun serviciu, mi-au spus aseară. Domnule Enescu, faceți ceva, poate ne angajează cineva, poate ne angajează la ISU, că ei sunt adevărații salvatori, și să-i dea afară pe cei care nu și-au făcut datoria. Mă doamna Deleanu, de la Romața, cum pot fi sprijiniți acești oameni acum când au dovedit că sunt niște oameni demn de încredere? Vedeți că există și oameni de ăștia. De tocmai în clipa asta, lor nu le trebuie diplome sau premii sau, din potrivă, eu astăzi am aflat că sunt fără slujbe și că trăiesc din propriile lor agoniseri de, eu știu, de agricultură, din gospodărie. Da. Acești oameni în clipa asta, dar nu acum că s-au demonstrat a fi niște oameni minunați. Până acum trebuiau toți oamenii care n-au de lucru sau care n-au, să li se oferă o șansă. Nu știu, ei nu o să-și părăsească niciodată probabil locul. Acești oameni au oferit ei la rândul lor o șansă la viață, da, da. Altor cinci. Altora, firește. Atunci ei n-au dreptul la fel. Eu spuneam că directorul de la Romața, care are un mare vină, aveau... Dar nu aceasta este discuția. Este în acest moment, nu, domnule Marinescu, deci în acest moment nu asta este discuția, credeți-mă. Euro, nu i-a salvat pe acei medici. Bine, oricum... Și au salvat niște oameni care nu au după ce să bea apă. Asta e foarte important. Da. Cât, ce suflet mare au acești trei oameni. Au rămas oameni de aia. Poate totuși... Doamna Deleanu, cum vedeți faptul că primii oameni care au ajuns la aeronavă sunt țărani, sunt oamenii simpli și nu au fost alții? Eu nici nu aș putea spune că sunt niște oameni foarte simpli. Ăștia sunt niște oameni cu trăiri aparte, cu gândiri aparte, mult mai puțin sofisticate și mult mai puțin complicate de o existență ca celor din capitală. Ei au știut, în primul rând, ei au știut locurile și e normal să fie așa. Poate că, Doamne ferește de evenimente asemănătoare, pe oamenii ăștia ar trebui să ne bazăm, în primul rând, pe intuiția lor și pe cunoașterea locului și pe
devotamentul lor mai ales. Lor le-a păsat. De-aia au ajuns primii, pentru că lor le-a păsat. Ei când au aflat de la televizor că s-a prăbușit un avion, au zis, hai mă să-i găsim. Asta au făcut. Da. Mai simplu de atât, nu se poate. Mai ales că ei cunoșteau foarte bine locurile. Imaginați-vă doar că ei au făcut acum, oamenii aceștia, câteva sute de kilometri de acolo, din preajma Clujului, aproape de Alba. Au venit câteva sute de kilometri la București să stea aici două zile pe cheltuiala lor, ca să participe la înmormântare, ca să-și exprime regretul că n-au putut să facă mai mult. Da, pe asta ce vă spuneam. Ei au făcut acest lucru și au dus, cum să spun, și-au dus misiunea până la capăt. Au salvat ce au putut salva, au adus morții pe pământ, ca să zic așa, și l-au îngropat. Deci asta intră în obiceiul lor, așa fac ei, probabil acolo, cu ei, cu propria lor viață. De-aia sunt așa de frumoși. De-aia sunt așa de frumoși și de simpli. Adică... Cortegiul funerar pleacă chiar acum de la Biserica Sfântului Ilie din capitală și se îndreaptă spre cimitirul Belu, acolo unde alte sute de oameni așteaptă să-l întâlnească pentru câteva momente pe cel ce a fost Adrian Iovan, pilotul Adrian Iovan, care va rămâne în memoria aviației române, va rămâne în memoria colectivă, de ce nu, ca un erou care a salvat inițial un echipaj întreg. Așa e, vorbeați dumneavoastră de cei trei eroi. Eu sunt convins că ei s-au pus în situația familiilor victimelor. Chiar am și discutat cu ei această problemă aseară și și-au dorit foarte mult să-i salveze. Și-au făcut tot ce le-a stat în putință. Sunt niște oameni credincioși. Au considerat că aceste victime fac parte din familia lor, fac parte din comunitatea lor. De-aia s-au implicat atât de mult sufletește. De-aia au și venit la București. Dar revin și spun, mi-au spus cu regret că o duc extraordinar de greu financiar. Cât de bine ar fi dacă Guvernul României, din fondul protocol al primului ministru, le-ar acorda câte 10.000 de euro la fiecare în parte. Dom'le, sunt într-o situație disperată, mi-au spus, financiar. Să-i ajute, fiindcă ei sunt niște simboluri pentru noi. Haideți să dăm dovadă că suntem oameni, că ne putem ajuta. Vedeți? Noi trebuie fiecare zi să ne gândim în felul următor. S-ar putea ca ziua asta să fie ultima. De ce să nu o trăim, cum spunea Radu Belican, la clasa întâi? Nu? Eu asta văd. Așa văd lucrurile. Să fim mai buni. Să trăim la clasa întâi. Un lucru tare frumos. Putem face lucrul acesta? Să ne respectăm cu toții datoria, să ne respectăm unii pe ceilalți, să zâmbim celorlalți, să le transmitem energie pozitivă și vom primi înapoi, evident, același lucru. Pentru că dacă dai cu o măsură, s-ar putea să primești cu aceeași. Și dacă dai cu măsură bună, s-ar putea să primești înzecit. Știți ce se întâmplă cu noi? De fapt, cu toată lumea. Nu putem acuza părțile alea urâte care sunt născute într-un om odată cu cele bune. Dar parcă e prea mult pentru neamul ăsta ca de atâta vreme să scoatem la iveală numai cele rele. Parcă e prea mult, nu știu. Cred că ne-ar ajunge, că ne e o limită. Și faptul că oamenii se duc să fie alături... Uitați-vă acum la imagini, doamnă.